bună dimineața, vă dau bună dimineața, dar nu este dimineața, este deja ora 1 și câteva minute. Full day de dimineață de când ne-am trezit, dar vă povestesc eu imediat ce și cum. Mi-am pus aici să-mi organizez ziua de astăzi. Asta am de făcut urgent astăzi. Ieri am făcut curățenie și mi-am tăiat foarte multe de pe listă. Am schimbat ieri lenjeria la pat, mi-am lăsat curățenie la bucătărie și am făcut multe lucruri, așa că astăzi am ceva mai puține. Mi-am făcut și o cafea și vă povestesc imediat ce am făcut de dimineață, pentru că nu m-am trezit la ora asta. M-am trezit la 8:30 și am avut o noapte super ciudată. Pe fundal este Frozen, bineînțeles, că avem Frozen, cred că, aproape fiecare zi. Am avut o noapte foarte dubioasă. Aseară Filipa a dormit, mă să dau televizorul mai încet. Problemă rezolvată. Aseară l-am culcat pe Filip pe la 8:30. După asta am venit la bucătărie, m-am apucat să fac niște clătite. Am zis că spăl vasele și fac ordine puțin aici la bucătărie ca să strâng. Am o bustieră pe mine, de asta se vede așa dubios aici. Bustierele acestea vin foarte așa aproape de gât și orice bluză aș avea, tot se văd breteluțele de la bustieră și am vreo 5-6 bustiere. Asta a fost o mică paranteză. Da, am venit la bucătărie, am vorbit cu două prietene puțin aseară până mai târziu, după care am zis că mă apuc și eu să editez. Am făcut clătitele, am terminat cu clătitele și am zis că mă apuc și eu să editez. În momentul în care am terminat de spălat vasele și am zis că mă apuc să editez, Filip a venit la mine, s-a trezit, nu a venit la mine, s-a ridicat și venea spre mine și l-am auzit și m-am dus la el și l-am culcat din nou. După care s-a trezit din nou și din nou și din nou și a plâns și îmi spunea că îl dor dinții, mi-a zis că îl doare capul, că bine, mâna, piciorul, toate îl dureau. Dar a fost așa ciudat că nu mi s-a mai trezit de mult. Ce faci, Filip, puiule? Să-ți dau un măr? Și s-a trezit foarte des asta noapte, am dormit atât de rău. Pe la... Deci ca să ca idee, la ora 2 am terminat eu și m-am apucat... Am zis că mă apuc să editez, am o lumină, dau așa puțin. Deci la ora 2 eu am terminat vasele, am terminat de vorbit cu fetele, am terminat clătitele, am mai stat pe telefon, m-am jucat tare, dar și un joc, m-am jucat pe jocul lui și am zis că mă apuc și eu de... Uite, hai să-ți dau așa, vină cu aici. Am zis că mă apuc de treabă, la ora 2, fără. Filip s-a trezit, l-am culcat din nou, s-a trezit din nou, l-am culcat din nou, uite puiule. Și tot așa, până la urmă, m-am apucat eu să editez, editați vreo 6 minute din vlog. Și până la urmă am zis că nu mai editez. Am stins tot aici la bucătărie, pentru că eu tot veneam la bucătărie și el tot în urma mea simțea că plec și se trezea și venea după mine. Și am zis că ok, am stins totul aici și m-am dus în pat. Am adormit și mai târziu s-a trezit din nou. Nu știu cât era ceas, nici m-am mai uitat la ceas. Adormeam foarte profund, asta e clar. Și a venit din nou, s-a trezit din nou. L-am luat în brațe, l-am luat în pat, l-am luat, l-am legănat, l-am... I-am venit la bucătărie, i-am dat apă, i-am dat să bea o guriță de lapte, nimic nu voia. Și în cele din urmă a dormit. Și mai spre dimineață din nou s-a trezit. Nu știu ce a fost noaptea trecută, că a fost foarte ciudat, că Filip doarme foarte bine noaptea, nu mai am treabă cu el. Și a fost așa foarte ciudățel și dimineața la ora 8 când m-am trezit, mă durea atât de tare capul, că am dormit așa de rău asta noapte, am dormit și puțin și rău, pe lângă că am dormit puțin, am dormit și foarte rău. Da. Și cam asta a fost noaptea noastră, stați puțin. Eu acum am pus la încărcat vlogul, vreau să verific ca să pot să-l postez și mai vorbesc un pic cu voi. Da, bun. Și... Cam asta a fost dimineața când ne-am trezit, eu nu aveam vlogul editat. Trebuia să ieșim neapărat acum de dimineață să facem niște cumpărături și să ieșim musai. Așa că m-am apucat să editez puțin, am mai editat vreo câteva minute dimineață și când am ajuns acasă de la cumpărături, am continuat. Și este ora 1:15 și vlogul meu acum se încarcă.
Eu nu am făcut practic nimic de azi dimineață decât niște cumpărături. Am să vă duc să vă arăt din ele, dar perioada aceasta o să tot auziți la mine că nu vă pot arăta tot, pentru că am mai cumpăr chestii pentru sora mea și pentru calendarul advent al lui Filip și aș vrea să vă arăt atunci. N-are rost să vă arăt și acum, să vă arăt și atunci tot ce... Dacă eu vă arăt în fiecare zi ce cumpăr, atunci n-are niciun sens să vă mai arăt. Și vreau să fac pentru Vlogmas, vreau să fac prima zi, o să intre pe 1 decembrie ca de fiecare dată, pentru că filmez Vlogmasul cu o zi înainte. Vreau să fac calendarul advent al lui Filip pe 30. Pe 30, teoretic, mama mi-a spus că îl ia pe Filip pentru că e liberă și o să-l trimit pe Filip ca să pot să fac eu liniștită și cred că pe 30 atunci dimineață am să ies puțin eu de dimineață să mai cumpăr ce mai e de cumpărat și mă întorc acasă, mă apuc să fac calendarul. Nu știu ce să fac, nu știu cum să fac cu Vlogmasul, chiar acum îmi notam aici pe agenda câteva idei pe care le am ca să nu mi le uit și să le fac în Vlogmas. Eu cu lista după mine, pentru mine lista aceasta e sfântă, între ghilimele, bineînțeles, dar tot îmi notez, tot. Acum mi-am editat ce am, am lista făcută cu ce am de făcut astăzi, să văd ce mai am de făcut. Mă apuc de mâncare, vreau să-l pun pe Filip la somn astăzi ca să mai recuperăm puțin din noaptea trecută. Sincer, mă simt atât de obosită încât îmi vine și mie să dorm cu el, dar nu o să dorm. Oricum, nu am foarte multe de făcut pentru că mi-am făcut aseară. Aseară mi-am lăsat toată casa curată. Didi, ia-ți. Am curățat măr și am tăiat feliuțe de măr. Mi-am lăsat curățenie, mi-am făcut și în baie, mi-am făcut... Mai am un dormitor dincolo, haine de așezat, da? Dormitorul acela veșnic e plin de haine, deci... Na. Și... De o să fac o ciorbă, dar nu foarte multă. Am filmat mult mai mult, deci vlogul de astăzi are 40 de minute și eu aveam filmat o oră și 40 de minute și am tăiat foarte mult, foarte, foarte mult. Mai aveam o rețetă de chifteluțe de porumb și nu am șters imaginile acelea, poate o să le inserez în vlogul de astăzi sau nu știu cum o să fac. Da, vreau să fac o supă, vreau să fac o salată de paste cu ton și castravete murat, porumb, trebuie să-mi scot o punguță de porumb de la congelator și să fac un tiramisu mic. Nu știu ce s-a auzit. Un tiramisu vreau să mai fac, așa, o porție, nu foarte mult. Revenind la cumpărături, am dat deoparte ce nu pot să filmez și am așa, șervețele dintre acestea de masă, foarte folositoare, de la Lidl. Din Carrefour am luat niște pișcoturi. Așa, nu știu, atunci mi-a venit ideea să fac tiramisu, că voiam să fac niște biscuiți inițial și am zis că hai să facem un tiramisu pe mâine, că n-am mai mâncat de foarte mult timp și să facem așa. Și am luat și o cutiuță de mascarpone, tot, nu, acesta de fapt e de la Lidl, o cutie de pate vegetal de la Bucegi cu ciuperci, două conserve de ton în ulei de floare soarelui, încă o ofertă la Lidl și vreau să fac diseară, după cum am spus, pastele acelea cu... Vine lupul? Nu vine, mami, niciun lup. Și vreau să fac salata aceea de ton și am zis, na, să iau de la Lidl două pachete dintre astea cu praf de copt, a câte trei pliculețe, un chefir pentru clătite și pentru că ne place să bem așa din când în când, clementine, nu știu, 3 kg, 2-3 kg, nici nu știu câte sunt aici, pentru că le găsim acum la un preț foarte bun și peste tot prin magazine și, na, bineînțeles că le cumpărăm. Și detergent Ariel pentru rufe. Ni s-a terminat detergentul. Ultima dată când am cumpărat într-o cantitate mai mare, am cumpărat tot așa de la Ariel. Și am fost foarte mulțumiți. Nu sunt ele la nu știu ce ofertă, teoretic trebuiau să fie la ofertă, dar am plătit totuși destul de mult. Pe aceste două am dat 114 lei. Calculaserăm noi că ar fi ok per capsulă, dar nu au un preț așa, wow, super mic. Dar le-am luat așa pentru că suntem mulțumiți, curăță bine, îmi place să folosesc detergent Ariel și, după părerea mea, varianta aceasta de capsulă e cea mai practică. Și asta am cumpărat. Acum mă duc să-l pun pe Filip la somn și mă apuc să gătesc. Vin după și mă apuc să gătesc, dar mai întâi trebuie să-l pun pe el la somn, că ne lungim cu somnul iarăși, este aproape 2 ceasul și el are nevoie neapărat să doarmă.
Filipa a dormit. A dormit foarte repede. Mă duc și eu să mă apuc de mâncare și să pătrăresc hainele. Să mai fac de ceva dimineață de somn. Cu greu mă ridic din pat să nu adorm lângă el. Dar mă duc, cam și eu de făcut mâncare și mă duc să mă apuc de treabă. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you. Filipa a dormit și a venit la bucătărie. Mi-am pregătit aici legumele. Nu mai fac supă, fac o tocăriță de cartofi. N-am mai făcut și așa de mult. Mi le-am adus de pe balcon, de asta le-am pus aici și o să le... Na, o să curăț totul. Filipa a dormit. Eu am de făcut tiramisu. Nu știu cum o să-l fac. Dar am zis să fac tocănița aceasta mai întâi și apoi mă voi apuca și de tiramisu cumva. Da. Este deja destul de târziu, de asta vreau să pun mâncarea la foc. Să mă ocup de asta, după asta mă duc la haine puțin să împachetez niște haine. Și mare, mare, mare lucru nu am de făcut. Ce bine că mi le fac joia până... Eu știți că sâmbăta nu fac nimic, sâmbăta până ce apune soarele. Și e foarte bine când vinerea am mai puține de făcut, că de obicei rămân multe pe vineri și nu reușesc să le fac pe toate. Dar acum, fiind că am făcut joi, astăzi mi-e mult mai ușor. Da, nu o să vă filmez cum curăț eu toți cartofii, dar asta fac. Tocărință de cartofi, ceapă, morcov. Era bine dacă puneam și un pic de piept de pui, dar n-am scos la dezghețat, așa că am să o fac simplă. O verdeață la final și da, nu e nimic complicat aici, dar ne auzim mai târziu. Am pus la călit o ceapă și un sardinic cavia. Le las așa puțin să se călească și pun morcov. Morcovul l-am tăiat așa, rondele sau cum se numește. Opa. Și mai pun cartofi și 4 pipete. Am să pun, le-am scos acum și să le pun aici, peste tocănița noastră. Am pus și ciupercile și acum am să pun cartofii pe care i-am pregătit, doar trebuie să-i mai tai și am să-i pun aici peste, pun apă, sare și las să fiarbă. Mă apuc să fac tiramisu, s-a trezit Filip între timp, bineînțeles, mi-a dormit o oră și mai rău am făcut că a dormit, s-a trezit mai mofturos decât s-a culcat. Mă apuc să fac tiramisu, vreau să vă arăt o altă variantă de tiramisu, fără ouă, nu are deloc în compoziție ou, decât dacă pișcoturile au în compoziția lor ouă. Așa, bun, deci avem nevoie de pișcoturi, nu știu exact să vă spun cât, 250, poate mai mult, în funcție și de tavă oarecum, eu o să vă spun cât am folosit. Punga aceasta are 400 de grame. O să mai avem nevoie de, pentru cremă, un plic de budincă de vanilie, 4 linguri de zahăr, eu am aici 5 pentru că am să pun una la cafea, o cutiuță de mascarpone, cacao și lapte pentru cremă, pentru budinca de vanilie, esență de vanilie și esență de rom.
Eu am să fac un pic într-o caserolă, am să-i fac și lui Filip puțin tiramisu fără cafea. Asta pentru că nu mai am Inca în casă, din păcate, și am să fac cu cafea. Bine, oricum mie îmi place cafea, dar în mod normal aș fi făcut-o cu Inca ca să poată și Filip să mănânce și lui. Ți nu-ți place cafeaua? Nu-ți place cafeaua? Și am să-i însiropez lui cu puțin lapte. Așa că fac mai întâi budinca. Budinca clasică, am să amestec praful acesta cu zahărul și am să fac budinca normală și când o să se răcească, o să amestecăm mascarpone cu budincă. Și asta va fi crema noastră pentru tiramisu. Piscoturile am să le însiropez în cafea, după cum am spus, și în cafea am să pun o lingură de zahăr. Bine, mami, am să pun o lingură de zahăr și puțin esență de rom. În compoziția în cremă am să pun și puțin esență de vanilie, dar asta este, na, opțional. Și cam asta ar fi rețeta noastră de tiramisu. Hai să vedem, hai să trecem la treabă, mai bine spus. Mă apuc să fac budinca mai întâi și mai întâi. Am pus praful acela de budincă, zahărul și acum am să pun puțin lapte. Am pus restul de lapte, l-am pus la fiert. Tocănița mea de cartofi fierbe și ea. Am să amestec bine aici și apoi am să pun în laptele cald. Mă rog, un plic de budincă. Cred că toată lumea știe să facă budincă la plic. Aici nu e nimic extraordinar ce să vă arăt. Da, am pus și lapte și zahăr. Aici? Și facem budinca. Facem budinca, da? Păi încă am cingoțiule. Pentru ca să facem prăjitură. Da. Ți-e poftă de prăjitură? Și o să o dăm la rece, la urmă și, na, minim 2 ore la frigider. Numai bine, noi eu sperăm să mâncăm și noi în seara asta o bucățică de tiramisu. Bun, budinca mea s-a răcit. Imediat am să o aduc și pe ea. S-a prins puțin de funducea unelului și când am amestecat s-a luat așa, dar nu e ars sau ceva, dar s-a luat așa o crustă mai maronie. Mă apuc să mixez mascarpone cu puțină esență de vanilie și să pun treptat budinca. Deci asta o să fac, așa o să fie crema pentru tiramisu, după care însiropez piscoturile. Am făcut deja cafeaua. O am aici. Și asta fac. Mai pun lapte într-un bol ca să-i însirope și lui Filip să-i fac mai întâi lui și apoi mă apuc de tiramisul nostru. Cam așa. Despre asta vorbesc. Mi s-a luat o crustă. Și acum am să încep să încorporez budinca în compoziția aceasta de mascarpone cu esență de vanilie. Mă apuc mai întâi de porția lui Filip, să spun așa. Am să-i o pun aici în caserolă. Am să-i însiropez cu lapte. Mi-am pus aici într-o farfurie lapte. Să fie așa mai baby friendly, ca să nu-i dau cu cafea. Și acum, foarte simplu, însiropăm piscoturile. Mie îmi place să le însiropez ceva mai bine. Însiropăm piscoturile, punem cremă, cacao, Cacao. piscoturi și iarăși cremă. Și În aici. Didi? Pentru Didi, da. În lapte? În lapte, da. În cacao? O să punem și cacao. Cacao? Doar cafea nu punem la Didi. Atât, în rest. Cacao, Da. Atât. Uite, le punem aici că să punem crema acum. Crema. Uite așa. Punem crema. Este o altă variantă de tiramisu pe care o încerc pentru prima dată și dacă o încerc pentru prima dată vă arăt și vouă, o facem împreună dacă vă tentează. O să vă zic oricum dacă se merită să o faceți pe asta sau dacă să mergeți tot pe varianta clasică de tiramisu. Eu am făcut și cu ou, am făcut și fără. Sincer, prefer varianta fără. Eu singura cremă pe care o fac cu ouă este crema cea de tort. Îmi place prea mult și
Uite, acum punem un pic de cacao. Cacao, cafea? Nu, cacao. Cacao. Fără cafea. Uite așa. Mai punem încă un strat de piscoturi. Piscoturi. Da. Coturi. Și apoi încă unul de cremă și încă unul de cacao și gata. Gata. Și apoi am să îl fac pe al nostru. Gata. De la mami. Așa. Și acum cremă. Cremă. Mai ai? Mai avem, da, da, mai avem nevoie și la celălalt al mami și al tati cu cafea. Cafea. Da. Da. Și cam acesta unde este. E, mami? O să o punem unde? La rece, o să-l ducem unde? La... Uite, unde e ta? Mami, a mami a ta. Unde e mami? Ca mami ți-ai suflecat mânecuțele? Da. Da, da. Ok, stai să mă punem un pic de cacao mai aici. Cacao. Nu merge? Nu mai este aici. Wow, am pus multă. Multă? Da, lasă că o să avem nevoie și la... Mic! Da, mică, da. Și anta gata. Anta mare. Ufti, mama. Mare anta. Opa. Tiramisul lui Filip este gata, arată cam așa. Am să-i pun capacul. Capacul. Da. Capacul. Uite așa. Capacul. Dare. Și mă apuc de al nostru. Andată. Andi, mami. Andi, mami. Uite așa. Al nostru tati. Al mami și al tati cu cafea. Cafea. Uite, laptele ăla. Cacao. Cacao. Da, să punem și cacao. Sigur. Cacao. Din nu cacao. Hai să dau un pișcot săpat. Așa. Dare. Mie îmi place să le însirupez ceva mai bine. Da. Noi suntem fani ai da, pune acolo. Prăjiturilor însiropate, să zic așa. Acolo, acolo. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel. Așa arată tiramisu. Am să-l duc la rece acum. Eu aș fi... aș fi pus mai multă cremă. Dacă, mă rog, o să vedem că oricum am însiropat destul de mult și o să vedem cum va fi. Mă duc să-l duc pe balcon, nu-l pun la frigider, îl las pe balcon că oricum e foarte rece acum. Și vă arăt rezultatul când o să fie gata mai pe seară. Tiramisul meu e la rece, vreau să fac salata de paste cu ton și vă arăt așa rapid cum se face, nu mai stau foarte mult, a venit și rare și ne punem imediat să mâncăm. Pentru salata de paste nu vă spun exact cantitățile pentru că puneți în funcție de gusturile voastre, de exemplu eu degeaba vă spun să puneți, nu știu, conservă de ton, dacă vouă vă place ton, de porumb, dacă vouă vă place porumb foarte mult și vreți să puneți două sau vreți să puneți mai puțin. Eu am aici o punguță de porumb, este porumb dintre acela... de care am pus eu astă vară, l-am fiert și l-am tăiat și l-am pus în punguțe. Aici am tăiat câțiva castraveți murați, mai aveți nevoie de maioneză și două conserve de ton, am să pun și paste și amestecăm totul, sare, piper și este o salată foarte bună, mă rog, salată. Sunt niște paste, nu pot să zic că e salată, că nu e salată. Și așa arată cina noastră, aici e a lui Rareș. Și aici mi-am pus eu câteva și asta vom mânca la cină și e foarte bun. Puteți să puneți ce vreți, puteți să mai puneți, nu știu, de exemplu măsline, cred că ar merge feliate, noi mai puneam ceapă verde, ridic, poți să puneți ce vreți voi, să jonglați, așa este foarte bună, foarte gustoasă, dar eu am făcut-o așa, mai e simplu. Câteva ore mai târziu vrem și noi să mâncăm o bucată de tiramisu, l-am adus de la rece
mi s-a aburit vasul în care a stat și la Filip văd că s-a aburit. Am să îi rup așa, am să tai așa o bucățică lui Filip și am să tai și pentru noi și îl degustăm. Să vedem dacă este la fel de bun ca cel clasic. Vă spun, chiar vă spun după ce gustăm. Cam așa arată tiramisul nostru. Mâine dimineață ar trebui să fie și mai bun. Nu știu, cred că are vreo 2 ore de când l-am dat la rece. Și l-am avut pe balcon, nu l-am dat la frigider. Arată cam așa. Sper eu să se mai întărească puțin crema, că e un pic cam moale. De exemplu, la porția mea aici s-a cam dezmembrat. Dar sper să fie bun. La Rareș s-a luat de cât de cât ok, iar la Filip arată cam așa. Lui n-am reușit să-l scot din caserolă prea bine. Dar aceasta e varianta lui. Și acum ne punem să-l gustăm. Îți place? Îmi place. E gustos? Place. Place. Da? Cacao, cachea. Este foarte gustos, foarte bun. Foarte, foarte bun. Am uitat să pun esență de rom. Ar merge un pic, n-ar merge o idee de esență de rom? Da. Ar merge un pic de esență de rom, am uitat să pun. Și o idee mai dulce, să știți că al nostru nu e foarte dulce. Ar merge un pic mai dulce, dar e foarte bun. Adică, da bine, aspectuos nu e, clar. Acolo, e bine, mami, lasă așa că o să schimbăm bluzita. Meu este vechi, nu se curăță, deci nu e imun, dacă așa e el. Vrem să mai facem o nouă activitate astăzi. Am descărcat de pe Pinterest copilașii. Mami, cum îi cheamă pe copii? Maia. Maia? Maia. Și băițelul? Eric? Filip le-a dat nume, i-am spus să-i numească pe copilaș și el mi-a spus că Maia și Eric. Avem aici o fetiță și un băiețel și vom face în felul următor. Am să pun bandă scotch pe dințișori. Vreau să pun așa bandă scotch aici. O să-i colorez cu o culoare, o să le colorez limba cu o culoare. Ata. Cu roșu, mami, și ne trebuie culoare, nu cariocă. Am să lipesc bandă scotch și o să mâzgălim dințișorii și apoi o să-i spălăm cu periuța de dinți. Ok? Asta facem acum. E foarte simplu. Eu o să iau fetița și Filip o să ia băiețelul. Eu o să-i arăt pe fetiță cum să facă și el o să vadă la mine și o să facă și el acolo pe băiețelul lui. Așa. Punem banda. Bamba. Banda scotch. Hai să începem cu băiețelul lui Filip. Am aici și o forfecuță. Aici mai am tot fel de chestii cu care mai facem noi activități de zi cu zi. Pufurile acestea sunt luate de mai mult timp, tot de prin jumbo, dacă nu cumva. Și le pune în formele astea de brioșe și face tot felul de chestii cu ele. Iar aici, tot din jumbo, am cumpărat aceste bețe, dar le-am luat când Filip era bebe. Avea 6 luni, ceva de genul, și noi făceam activități cu ele, nu 6 luni, mai mare puțin. Cert e că eu la un an deja făceam foarte multe activități cu Filip. Da, mami, pisica. Filip are un joc și vrea să plece la pisică. În fine, hai să punem bandă scotch, da? Hai, desfă tu. Așa, am pregătit aici personajele noastre. Le-am pus bandă scotch ca să vedeți ca idee, nu știu cum să văd. Așa, le-am acoperit dințișorii, le-am făcut părul. Ce culoare ai? Maro. Și aici? Galben. Ok. Roșu, da. Și aici la fel, am pus bandă scotch ca să putem să începem să îi arătăm. Filip, hai să-ți arăte mami, da? Deci, mami, uite, ia o cariocă, care vrei tu? Negru. Altă culoare, în afară de negru. Negru, acum. Bine, eu o să aleg, hai să mă gândesc. Mov. Hai să luăm mov. Ok. Și acum o să-ți arate mami, atunci când noi mâncăm, dințișorii noștri, ia uite ce se murdăresc, eu n-am reușit să lipesc banda mai ca lumea, am încercat să o deslipesc, să o lipesc de nou și s-a... Nu, tu colorează dințișorii băiețelului tău. Ăla? Da. Ia să vedem, uite, fetița și-a murdărit dințișorii, ia uite, ce tare s-au murdărit. Dar are dinții? Ia, murdărește și tu dințișorii, da? Dar doar dințișorii, da? S-a murdărit și la tine? Bine. Ia uite, ce s-a murdărit.
Ia vezi, unde mai ai dințișori? Acolo și dințișorul cum e? Curat sau murdar acum? Murdar, da? Uite așa, am zgâlit. Hai să luăm și altă culoare. A, așa unde mai e. Delit? S-a murdărit iarăși. A delit iarăși. Vai, 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 vai. Aici. Uite, toți dinții se murdăresc. A, așa, la tine se murdărește și pe lângă. Bă, da, e ok. Cred că trebuie să puneți bandă pe toată suprafața ca să fiți sigure că nu se murdărește și pe lângă. Da, nu, da, acum murdărim dințișoare, de acord? A, așa. Uite, îți dau și verde să murdărești și cu verde. Uite, așa se facă și mami cu portocaliu. Ia uite, așa, uite cum s-au murdărit dințișorii. Așa, mai ai dințișori curați? Vai, dar ce murdari sunt dințișorii lui Eric. Maia. Și Maia, uite, da. Ia să vedem, Filip. Uite, mami îți dă peliuța de dinți. Cu o mână ține foaia. Cu mânuța asta ține bine de foaie să nu se ducă, da? Și cu cealaltă ia să vă cum speli tu dințișorii. Ia uite cum se curăță dințișorii tăi. Și la final o să clătim cu apă, bine? Cu apă, dare. Da, o să-i clătim ca să fie curați. Curați? Mhm. Și la final vă arătăm și vouă cum dințișorii noștri s-au făcut curați. Sper, sper să se facă curați. Bună. Bună, da? Uite, mami ia pasă aici și uite cum se curăță dințișorii. Ia uite, ia uite. Ia uite cum s-au curățat. Apasă și tu mai tare. Șa. Ia uite cum se curăță, vezi? Okay. Leabă. Leabă. Da, uite, se fac albi dințișorii noștri. Îi spălăm bine, bine, leabă. Să fie curat. Leabă. Ai terminat? Da, da. Îmi iau mici. Ok, și acum, după ce terminăm, stai, stai să dea mami. Da. Acum, uite, am clătit cu apă. Cu apă. Da. 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 Mhm. Mhm. Ia să vedem. Uite, clătesc și la mine. Mine, tu. Da. Aici, acolo. Acolo. Ha, terminat de spălat pe dințișori, da? Da. Da, Diego. Spălăm dințișorii. Bine, bine, bine. Ai terminat de spălat? Mami, acum am Diego, acele. Uite, și acum spălăm, ștergem cu... Noi acum ștergem dințișorii în loc să-i clătim cu apă, da? Că noi după ce spălăm dinții nu clătim dințișorii? Da. Ia să vedem. Vai, vai, vai. Colaj. Dare. Bravo, Filip. Da, ia bă. Să vedem. Didi. Ia uite, termini și pe al mami, te rog, de curățat? Da. Cu periuța de dinți? Da, dinți. A, așa. Dințișorii lui Eric sunt curați, nu mai contează că el pe lungă nu mai e curat. Da, a făcut dinții curați. Mă rog, foarte drăguț a fost aceasta. Da, mami, tu spali acolo cu periuța, da? Uite aici, că limba nu trebuie. Limba așa e roșie. Apasă mai tare, uite așa. Apasă tare, 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 tare. De apă. Trebuie să clătim. Clătim. Ia, poftim. Mai e mai mărcea. Acolo o să se usuce și nu o să se mai vadă așa. Ce zici, Filip? Ți-a plăcut? O să-i mai spălăm și mâine, da? Mai e una. Știu cum mai este una, dar eu o să o facem mâine, că aia e altceva, de acord? Mai. Avem așa. Eu o să las aici și o să mă mai joc cu Filip, bineînțeles. Dar sunt foarte drăguțe, foarte drăguțe. Da, mai avem ceva cu dințișori, doar că... Cred că o să facem în altă zi. Neața bună, este deja a doua zi. Ne-am trezit și vrem să mâncăm ceva, așa că o să mâncăm în dimineața aceasta niște zacuscă dintre aceea pe care am făcut-o eu, de care am făcut eu astă toamnă, am făcut vlog atunci și asta o să mâncăm cu niște pâine și aici avem pate vegetal cu ciuperci. Eu nu mănânc pate cu ficat de mulți, mulți, mulți ani, foarte mulți ani. Am mai încercat de vreo 2-3 ori și n-am reușit, că nu-mi place deloc gustul acela de ficat. Așa că am cumpărat varianta aceasta de la Bucegi. Preferatul meu este acela de la Mandi, de obicei, cu ciuperci. Îmi place și cel cu măsline, dar avem așa. Și asta o să mâncăm acum. O să pun pe pâine, chiar mi-este super poftă de niște zacuscă, n-am mai mâncat de mult.
și pate vegetal și o să mai pun roșie, castravete lângă. Farfuriile acestea negre, tot timpul parcă smurdare. Arată așa de parcă smurdare, dar cât de mult aș spăla la ele sau aș șterge la ele, ele tot așa arată. Deci, nu știu, sunt și zgâriate, sunt foarte, foarte dificile cumva, nu știu cum. Și aceasta la fel. Sunt foarte, foarte dificile. Pentru că nu sunt mate, vedeți aici, pe spate sunt mate. Dar aici, da, să aveți o zi minunată. Eu am zis să continui vlogul de ieri, să-l termin astăzi, ca să am de un vlog să-l postez seara aceasta, sâmbătă seara. Super hrănitor micul dejun, dar chiar ne era poftă de zacuscă și dacă am luat și pateul acesta, am zis că n-am mai mâncat de mult, chiar n-am mai mâncat de mult pate vegetal. Și am pus așa, dintr-una o să mănânc eu cu Filip și dintr-una o să mănânc Rareș. Și asta va fi micul nostru dejun. Am să fac și o cafea mai târziu, poate vrea și Rareș să bea o cafea. Da, am să pun niște sare pe roșii și pe castraveți și asta mâncăm. A doua zi deja, tiramisu a ieșit foarte bun. Vreau să vă arăt cam cum este. Adică a ieșit foarte fain. Având în vedere că l-am făcut cu budincă de vanilie, varianta aceasta rămâne preferata noastră, momentan. Voiam să vă arăt, am uitat ieri să vă arăt și vreau să vă arăt acum. Mi se tot scutură petale de aici de la flori, cred că o să le scot în seara aceasta de tot sau mâine. Dacă fac așa, ia uitați cum se scutură. La Lidl au băgat niște hârtii de astea de împachetat cadouri. Bine, au multe modele, eu am ales două pentru că... Bine, am zis că o să mai iau și din alte magazine. O să fie nevoie de multă hârtie de împachetat cadou în perioada ce urmează, dar acestea le-am ales pentru altceva, nu pentru cadourile de Crăciun. Și voiam să vă spun și vouă de ele. 5 metri pe 70 de centimetri și sunt groase, așa nu știu cum să explic. De calitate și au un model atât de frumos și aveau multe, cred că vreo 6-7 variante. Mie mi-au plăcut foarte, foarte mult acestea și am zis să vă spun și vouă, ca un pont, așa în cazul în care nu le-ați văzut. La Lidl au băgat mai multe variante, foarte multe. Chiar îmi pare rău că nu le-am filmat. Dacă o să mai ajung Lidl, o să le mai filmez să vă arăt, dacă nu uit. Dar au un model atât de frumos. Foarte drăguțe sunt, îmi plac foarte mult. Și asta e mai simplu așa și foarte frumoase. Și 5 lei. 5 lei costă una și e destul de mare. Adică chiar sunt mari, foarte faine sunt. Iar eu voi închide aici vlogul de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut deja asta, iar eu vă aștept cu drag în vlogul următor.